Ok guys, de salutat toată lumea, numele meu este Anonimul și bine v-am regăsit la un nou livestream pe canalul meu de YouTube. Mai exact după unde se observa și din titlu, bine v-am regăsit la un nou livestream de Fortnite Battle Royale. La fel, salut Era, salut Andrei Marcuti și salut Daniel, bine ați venit pe livestream guys, salut, bine ați venit, bine ați venit. Și bine ați venit de a începe, mai avem și un mic cuvânt de la partenerul nostru, eva.com. Deci dacă ai stat cât doiți, puteți folosi cu anonimul la orice.com pentru a beneficia de reducere de un bonus de 3% evident la orice plus de pe site. Primul link în descriere, vă duce pe secțiunea de Fortnite unde puteți găsi atât V-Bucks gift cards cât și pack-uri, timp unde știi pe shop să ai moturare prin care v-am la bugiul. Și al doilea link în descriere, vă duce pe secțiunea de gift card-uri pentru PC și console, aka PS4, Nintendo Switch, Xbox One, dar și spre colecția de jocuri, pe site puteți găsi peste 10.000 de titluri și la prețuri foarte, foarte bune. Iar dacă faceți acolo un cont de pe al treilea link în descriere, veți putea beneficia de un bonus de 1 euro, la prima chestie 10 euro bonus, rămâne pe contul vostru timp de 14 zile. Și după ce foarte, foarte mult, guys, dacă ați dorit să faceți acolo un cont de pe al treilea link în descriere, sau ce puteți să check out site-ul de pe primele două din nou, m-a ajutat foarte, foarte mult și ar fi o ținere foarte, foarte mare. Și zic să procedem și noi, boys, că după cum se vede, azi se anunță un live foarte bun de sâmbătă seară. Cea mai bună zi a mea din săptămână de live-uri.
scuze, domnul Andrei, sorry brother. Și nu uitați și voi din nou de un like și un subscribe acolo, că primul să se anunță mare jale iar. Bă, eu în aprilie practic o să am 15 ani și 9 luni, nu? Pe 27 aprilie. Da, păi pe 27 aprilie. O să am 15 ani și 9 luni, da? Da. Mhm. Bă, seansă și stăm live iară cu activitatea la... Și 4 comentarii în 6 minute. Băi, da, doar că și-l corectez pentru că l-ai pucit. Am glide-uit și noi, băieții, e bine. Stai așa, în caz că îmi pică iar jocul astăzi, să-mi deschid aici un task manager. Și să fie pe monitorul secundar. Procesorul 100%, procesorul 100% cum ne place numai nouă. Placa video în 90 undeva pe acolo. Am înțeles. O forjez, nu bună. Bine, boys. De ce forjezi placa aia video așa? Se fac, bro. Într-un stil fenomenal. Ce se fac, bro? Da, șefane. Ok, șefule. Te-am întrebat dacă știi ce înseamnă, nu dacă știi să zici ok, șefule. Ce să însemne? Atunci după zici ok, șefule, dacă nici măcar n-ai auzit ce am zis? Umana asta e altceva. Salut domnul Ari Graal, bine venit pe stream, salut, salut, bine venit, des fără absență. Ok, nu am absență. Ce? Bine, chestia asta cu absență e trademark. Tati struțul. Ești trist, copile. Ești tristare să moară familia mea. Să moară măicuța mea, cum s-ar spune. Bra. Ce-ai, bro? Apa să-mi fac spaz din asta, bă. Yes. Hai, oțe.
De mic copil n-am să fiu fotbal. La echipa mea de celulari. Pe faptul că chiar ai învățat versurile. A? N-am auzit. Faptul că virgulă chiar ai învățat versurile. Ce are fapt? Știi, teribil te pomenești, nu? Duci? Da. Ok. Despre ți-am zis mi-l suși, bă. Te-am dat rec. Mă, dar ce-i cu ăsta? Ești că a venit special după mine, what the fuck? Să faci România. Thomas FCB 007. FCB. Bă, îmi place activitatea din seara asta, nu știu, e parcă de pe altă lume. Da, bro. Uite, vine unul la mine în oraș. Webcam Logitech C920 Full HD 4 bețe vrea. Nu e cam scump. Deși, fun fact, prețurile la camere au fost foarte mari, mai ales în primăvară, gen când nu aș putea toată chestia asta, când toată lumea rașuia să cumpere staff. Chiar au foarte scumpe prețurile, fără miștea. Ce adică așa ca idee, prețul e scump, dar probabil depinde cât sunt prețurile în general. Eu zic să-ți cumpere o cameră porno. Da. Îi vărzesc cu mânca mea. Salutare, dragi mei prietenași. Păi că o să dau un restart la live, gen la same life. De ce? Mamă. Salut domnul Fire Mario 19, bine veni, salut, salut. Bă, dacă aș avea cu cine aș face, crede-mă, ai cuvântul meu. Dar după cum poți observa, nu prea am cu cine. Bă, decât dacă intru pe live-ul lui altul care face, iau codul și ne băgăm acolo. Ce trist. Dar adevărat. Bă, pe live momentan suntem două persoane. Eu și tu. Probabil. Probabil și domnul Mario dacă mai e. Cred că ies și eu. Ok? Ok. Noapte bună, bă. Noapte bună. Păi, pana mea, te-ai supărat? Stai așa. Te-ai supărat tare, a? I don't know. Eu zic, nu prestem, o să faci altul mâine, sincer. Și mai bine te duci stick-uri. Bă, ar fi ceva așa. Păi nici are anul, uite, vezi, ne-a lăsat la bal, ne-a lăsat la greu. Viața domnul Darius, bine vine, ați viața, bine vine. Viața domnul Clam, bine ați venit, guys, bine ați venit, bine ați venit. Nebun, ai Darius chiar deja? No. Salut, Andra, bine ai venit, salut, salut. Bine ai venit. Uite, bro, că tot te plângeai. Uite cum a venit valul de persoane, a venit ca la COVID. Salut, Mihnea, fratele meu, ești nebun. Salut, Mihnea, bro, bine ai venit, bine ai venit. Oh, anonimul. S-a mai crescut moralul, frate. Bă, puțin, da, da. Vedem pe termen lung.
8 top like-uri. 9. Uite, mă, ce palestru, mamă! Skyrocketing. 12? Nu cred. Bă, nu știu, bă, mă gândesc de momentan. No money, bro. Momentan no money. Gen, cam în cât timp te gândești așa să-l lași acolo? Bă, știi cum e, până la mă depinde cât bagi, adică, sau... Adică, cum să iau? Ești genul de persoană care s-ar panica când ar crește cu $10? De la spate? Bă, personal cred că da. Pe-a fi ideea. Nu vrei să... Nu vrei să faci ceva pe termen lung, nu? Uite, dau un exemplu. Tu bagi 100 de euro și într-o săptămână te ajunge ăla la... 107 euro, să zicem, da? Tu scoți sau mai lași? Mai las. Adică... Trește 40 în spate. Cât ar veni? 100 de lei profit. Acum vine. Stai, am 40 de euro sau 20 de euro? A, atunci da, vreo 180. Cam așa. Tot are... Arian, bine vine țineața. Pe 1 euro e vreo 4,50 lei. Fratele meu, hai pe cameră. Ce ai zis la anonime? 1 euro e pe 4,50 lei. Pune mă, știu. Mai ai treabă. Tare experiență pe stream, neațeanța. Bine vin, bine vin. Mai așa mă zonă dacă e. Mă...
Dar chiar banul meu la tine ce? La tine e bulci în pana mea. De ce? Te-am întrebat dacă e bulci. Bă, am avut cândva ceva de genul. Bună seara. Salut. Ce faci, Arian? Bine și eu. Voi? Bine. Bă, bine. Să dăm o vârâ, oh my god. Iată, iată. Bă, dar ce grad are pe Discord? Moderator. Bine că ce are numele de verde? What? Păi verde ce? E content creator, da, din... Adică streamer de ăsta nebun ca anonimă. Credeam că are nu știu ce grad ăla. Ce? Bă, 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 ce? Surpriza ceva? Fără repitești? By the heel. Fără promovări. Lol. Salut Storza Sergiu, bine vin, salut Black Memphis, salut, bine vin, salut, scuze-vă, dar nu fac promovări. Bine, să zic că este dar promovări. No. Oricum, după cum poți observa pe stream, nu știu cât te ajută într-adevăr o promovare, bro, să fiu sincer. Că și mie mi-ar trebui una de aia, sincer. Jokes aside. Ok, stai să văd un YouTuber live cu mulți abonați. A? Hai că da. Da, hai așa să văd eu cine e live acum cu mulți abonați. Anonim, mă auzi? Da și multe live-ul tău. Uite, mamă, 10 euro vreau să stai pe red, dar câte 400 persoane are. Uite, ești al treilea la live România. Am înțeles, mi-am uitat pe pări. Uite-l pe ăsta, live cu stand of 2, 30 de persoane are 60 de like-uri. Ăla joacă de pe... Într-o oră și 14. Ăla joacă ăla de pe telefon, nu? Da, dar se joacă pe calculator cu ceva emulator sau nu știu ce ăsta. Are 14 ani, am înțeles. Mai are treaba, băi, să ne apucăm de PUBG Mobile. Deci măcar de PUBG-ul ăla. Și pentru moderator vrea să-i dai 700 de G pe stand of. De ce? Ha. Cum e nou sezon? Bă, mi se pare destul de șmecher, adică, why not? Give it a try, my G. Nu știu faptul că m-ar tenta mai nou în CS decât până, mă lișește teribil. Da, un joc nu n-ai încercat și tu mâncați așa. Dar nu mă trage nici ca ceva.
Bine, if you don't try, you don't succeed. Bă, Rocket League! Ce? Bă, Rocket League, sincer, l-am încercat și la pe canal, dar nu a prea prins, sincer. Plus că... A prins bine primul stream și primele două streamuri, a prins bine după aia a dead. Păi cam așa e când orice am încercat, și la Among Us a fost primul, după am mai mers cât de cât dans pe Dead, Fall Guys plus minus la fel. Plus că lumea de obicei și la Rocket League printre altele intră cam doar ca să joace, nu să se uite și poți lua doar 2 oameni de atât încât știu, sau parcă chiar și 3, parcă și 4-4, sau nu mai știu, sau 3-3. Și... Acum bragging rights-ul ăsta e ar de trio sau e solo? Trio... Cash Cup e solo... Arian. Hype Cup... Mai ești? Trio... Nu cred că mai ești, frate. E pe Arian. Mute. Am înțeles. Mai să-l întreb ce. Na, și lumea te de obicei să joace și... Hmm? Sorbeai din ceva. Da. Mă rog, ce zici? Mai să ne jucăm Samp. Da, voi să mă las de YouTube. Mă apuc de Samp. Mamă. Full time. Ia frate, câte cazuri mai sunt pe la mine ia. Ca și vedea să mă. Bă, la noi s-a mai prelungit încă cu o săptămână. Eu ne-ai povestit și că au fost proteste. Aoleu, Dumnezeule mare, ce se aude așa? Nu știu. Mi-ai spart urechile. Sau ieșim aparent? Ieșiți sau intrați în carantină? Nu știu, acum văd pe o postare că iese din carantină. Aia băieții, să vină cazurile. Ce glumă. Da, ieșim apare, nu se mai prânjește. Bine, anonimul. Oricum tu, la tine e carantină de vreo 20 de ani încoace. Nu au fost suficiente voturi în ședință. Uite, asta aparent aveam eu de azi dimineață. Deși analiza DSP spunea că Timișoara, Dâmbrovița și așa, mai fi trebuit să stea încă 7 săptămâni. Deci că am fi avut punctaj, nu? Rugăm gunoaiele să nu mai arunce deșeuri pe stradă. Sau Cristian, bine pe stream de seanța. Bine. Bine Duminica Fornet. A, da, mă, Duminica reală. Știu, am văzut-o. Sunt sigur că ți-a plăcut. Mai ales thumbnail-ul. Ce
Ce să fac, bro? Destul de bine, destul de bine, ce să fac eu? De la foarte bine în sus, as always. Dar distrugătorul bine, e pe simt, bineînțeleanța. Bine simt, bine simt, guys. Bineînțeleanța. Vezi că-s doar arme, let's go. Mă, ce se aude? O, dar care bagă muzică? E mult ăla. Dar time cut-ă, bine, vin să-l salut. Bă, nu știu dacă neapărat jocul e problema pe care joc. Bine, și asta, dar nu știu dacă neapărat jocul e problema. Eu văd aici altă... Seara, 6 persoane. A? Azi e sâmbătă? Da. Eu văd o altă problemă aici, la mijloc. Sâmbătă, seara, 6 persoane. Care e problema? Gladiatorii. Așa, bun, mă auziți? Da. Da, da. Coi bol, după șop, coi bol, după șop, tot e bol. Dacă facem custom de 6, ea 6 pe sim nu joacă toată lumea, ce puțin două persoane sunt sigur că nu o să joace. Și alea sunt? Cine e Andra? Mata. Ești pe tine. Pe chiar e băiat. Ești prost cu aia. Mai trist e că toți băieți. Vor să dea mari. Că impresionează-te.
să mai dau un scump de a-și face gagică cu aia. Gagică virtuală, pula mea. Da, stai, de ce ți-a dat aia mod aici? Am gagică. Hai, bă, ne face și noi o gagică virtuală. Două, bro, am două. Da, stai, așa, nu le vedem ce atât. Dar domnul către președinte, bine, pe stream neațiața, mersi, mersi mult. Salutare, frații mei. Bă, și stai că eram bine, deși eram bine, stai așa. Bă, nici până acum nu mi-am luat umbrela, interesant și asta. Bă, dragi guys, nu uite ce eu acolo din like și un subscribe, așa apreciez mult dacă ți-ai sub, să like un sub, așa apreciez foarte mult. Bă, interesantă zona și asta, interesant. Doamne, vreau să sărțiți și ăla, băi. Da, vreau să duci boltul. Nu, pe bune. Skinurile mele preferate sunt acum, sărțiți, cu Scarlet Commander și cu bolt. Atât. Da, și Scarlet Commander a fost recent. Da, a fost e. Se pare acum, dar se pare aborit. Și avea ceva. În loc de servici, e și mai mare. Ăla de la aici tu bici bombă. Ce-a fost în capul meu să-mi iau așa ceva? Bă, nu mai știu de ce l-am luat, l-am luat atunci, în 2019. Da, nu mai știu sigur de ce am luat. Ah, că știu, era seria cu skin-uri de vară, pare vreo 6 sau 7, cât au fost în vacanța lor. Și când a apărut și Gage, sau cum îl chema pe tip, când a apărut și gen Double Cross-ul și gen Drift-ul, Summer Drift-ul, Bigfoot-ul, etc. Și o simplu am luat vreo 2 sau... Uite, după... skin de pe shop. Și primul item care l-am avut, Magma, ambele, gen primul item ever și primul skin ever. Mamă, Magma. Da, aia a fost prima chestie care mi-am făcut din banii din primul Battle Pass, gen la sezonul 8. Dar tu ai început direct cu bă, cu chestii scumpe, nu vreau și treptat. Bă, nu știu de ce a fost să fie ăla, I don't know de ce fix ăla, dar da, chiar ăla că-i făcut. 2000. Dar chiar am văzut niște videouri cum primesc ăștia V-Bucks. Am auzit povestea. Halo. Pe 02 acolo. Salut Marco, Robin, ne-ai pe stream, neața. Bine, bine, bine. Du-te și la un somn că la menținerea sănătății? Bă, nu zic nu, sincer. Înainte mai trebuie bucata aia de plastic, bro. Dar bine, poate să stea mașina și în garaj, în fața blocului, și asta e adevărat. Da, bro, mă uitam chiar înainte de meci, m-am uitat și am și citit câteva, gen se întoarce Bragging Rights-ul, Cash Cup, Trio Cash Cup. Un turneu gen în fiecare luni, sâmbătă seara Cash Cup-ul, Bragging Rights-ul vineri și mai era încă o zi, nu mai știu care e ceva, da, am văzut 4 chestii diferite. Las solo Cash Cup. Că trio n-am, duo n-am. Și îmi place că voi două persoane caută duo, oare ce e de făcut în momentul ăla? Da, da, părea că... Dai și tu mesaj, întreb ce are. Adică... O să-i dau. După poza de profil poți zic că atunci te zic două persoane caută două mesaj unul după altul. Ești fraier. Nu fac două cu era, că a avut level 200 și ceva în sezon 2. Nu, nu mă uit la anime-uri. Dar ce-ți mai trebuie pentru PC? Placa video? Ce procesor?
Și mă gândeam să-l vând. Ce? Calculatorul. În ce are până acum? Gen da, ce-am. Cum să-l vinzi? Uite așa bine. Păi nici nu l-ai făcut. Păi da. Păi. Băi, și eu sunt ok cu decizia, dar I get it. Păi și scoți ceva mai mult pe el? A, mai mult. Bă, sigur n-o să scoate. Mai mult sigur n-o să scoate 100%. Sunt cu timp pana mea, sunt. Păi mai mult, cu garanție. Păi nici eu nu cred că scoate, că o să... Se că el nu cumpără nimeni cu preț pe piață. Păi îți dai seama că nu coie ce ai. Nu, încearcă să recupereze ceva bani, nu a zis nimeni că vrea profita, nebunie. Deci te-ai răzgândit, așa nu mai vrei? Da. O să mai jucăm și noi ceva, v-am zis, la iarnă. Bagi și tu niște... Dar mai ieftin. Dar domnul Maxim Andrei încă o dată, nu neapărat doar solo, doar că până acum nu prea aveam cu cine să joc altceva. Nu aveam oameni pe stream înainte de match-ul ăsta. Lei pe kilometru, cât vine 14 km anonime? 28 lei. Îți comanzi taxi? Nu. Îți comandă Uber. Hai că Uber. Până aia stai de oraș, nu o să vezi Uber până... N-aveți. N-aveți. Nu. Noi de-abia avem... Nu. N-avem cu aia decât taxi, gen taxi sau microbuz. Noi de-abia că avem... Nu, noi de-abia că avem pizza takeaway. Sau fast order sau cum dracu se numește. Noi rest nu. Galați. Ba, fulan Galați. Ba, nu-i chiar Galați. Vă aștept, boys, dacă vreau ce mai aștept squad-ul, bă, dacă este trecem pe CS, probabil după două, de la shop. Așa nici eu nu stau în București, stau în el. Păi da. Exact, exact. Parte deschis dacă are cineva chef. Anonymous. Hmm? Ai auzit ce am zis? No. Deci Anonymous. Bă, zici că bă, nu joc doar solo, dar văd că nimeni nu vrea să intre la altceva, în afară de... Na, pentru mai mult. Bă, nu că nu... Nu că nu vreau eu să joc altceva. Aaa, Rian, știi că te-am întrebat de unul Piciu azi. De Flore, nu știu cum? Florea cu aia, da. Te întrebasem pentru că gen... Vorbeam cu un tovarăș azi de la masă despre Teuțu, fata aia, știi? Da. Și știu că era era prietenul cu Florea cu aia. Și mă gândeam că îl cunoști, că el își mai făcea veacul prin Herăstrău. Că el gen e de la noi din oraș. Păi ce, venea prin București sau? Da. Gen ai lui stau în București, că el s-a născut aici, dar s-a mutat cu ai lui în București. Că gen îți bogați lui în pana mea, tăi, că ceva șmecher. Bă, văd cum se înghesuie lumea la un duo sau un squad. Deci se anunță în consolă, băi. Da. A, păi nu, dacă nu dau solo mai departe. Nu, dar pe bune, fă un custom așa. Uite, da. Pornim, să nu ziceți că eu sunt nu știu cum. Bagi cod, să vedem dacă intră cineva. Ori nu vor să zice. Din squad-uri, ori custom.
Încep 6996, vă așteptat domnul Eldar, bine venit. Vă aștept, dar n-a intrat nimeni la squad. Pa, tu m-ai rugat, eu fac, de ce nu? Mai stau și eu lejer, oricum live-ul ăsta mai rău decât a fost primele 10-12 minute, n-are cum să fie. Deci eu nu sunt foarte chill, nu e haos pe chat. Bă, și astea. Da, Baroni, mie îți propun altă chestie. Eu zic să te lași de facultate ca să te apuci de forma competitiv. Da, cum? Stai așa să... Foarte corect. Știi cum e? Dacă nu m-am apucat de forma competitiv când eram a 11-a, 12-a, deși era PC-ul, l-am luat când am terminat, cred că, semestrul 1 din a 11-a. Și când... Ai persoane? Nu. Și când... Mă rog, premiile mai erau pe măsură, n-o să mă apuc acum cu siguranță. Adică, bine, și acum, na, e într-un statur da, set... Ai zis că vrei să zici la fine. Adică, aș vrea să fac stream de acolo, gen qualifier, gen... Asta e ca un motiv, o motivație pentru mine, știi, bă... Trag la 6 care la puncte să mă văd făcând, dar nu știu, că știu că bani nu iau, îți conștient că nu mă duc pentru bani. Dar așa, știi... Iau, cum adică? Ca un... Te duci tu pentru experiență. Bă, uite, astea țin până în ultima mea săptămână de școală, 69, când semestrul mi se termină 69 de zile, pare. Adevărat, trece anul 3? Da. Da, bă, în 69 de zile e vinerea din ultima săptămână. Păi și când, gen, câți ani mai ai? Doi. Și ce mai rămas din asta? Din licență, mama, evident. 5? Evident. De ce e vorba? De facultă. Și mai faci un master? Da. Normal. Plus că, fun fact, masterul se pune ca an de muncă. Se pun în cartea da, aia. Da, exact, adică e plătit cu aia. Da. Ca și cum aș fi muncit, deși... Adică, de obicei, oamenii care ies la master au deja un job. Nu e ca și cum... 2 ani. Un an. A, 2? Da. Nu, adică, nu, adică... La medicină ai 6 ani facultate și 2 ani masterul, pare. Da, dar după mai continuă, dacă vrei să fii chirurg, poate dura și până la 12 ani. Băi, eu aș merge pe medicină, sincer. Na, și... Oricum aș uita din nou persoanele care sunt la master... Deci, la știință atunci. Salut, Kenz, bine, bine, pe strâmbi, salut. Vreau să dau bac la mate, lol. Bine, bine, bine. Prea ușor la mate. Mai greu era român. Nimeni tu dorești să te faci actor de filme pentru adulți? Nu ești amuzant copile. Da, nu era o glumă, era o întrebare serioasă. Păi pentru asta trebuie un penis mare. Bă, blocul că ți l-am scos. Nu, na, nu mi-ai mai dat cere sau eu ție. Dar blocul ți l-am scos parcă atunci. Blocaj. Blocaj pentru gumele astea. Ciocane mari. Da, astăzi a fost o probă cu ciocane gigantice. Ai pus mâna pe penis? Oh. Sau ciocane la târnat. E adevărat, Adi? Bă, Ariane, am 3 oameni după 4 minute, zic că e semn bun. Eu al patrulea, brother, eu al patrulea. Eu zic și că... voi doi, mai voi, am înțeles. Eu zic că e un semn spre progres. Acum doi oameni, din 4 am mai rămas eu cu cineva, alt semn spre progres. Salut, Teodora, bine, pe stream, salut. Da, eu versus tine, presupun. O, încă doi abonați? Da, dar nu știu dacă se întâmplă azi, decât dacă vine iar ceva cu conturile magice și mâine o să mai întrebească chiar vreo 10, spun eu. Care are 800 de V-Bucks? Că tot a murit jocul. Cine bă, de ce dai cu mouse de pământ? Vă aștept, voi sunt la un squad, dacă vrea cineva, uite, i-am făcut și... Am ascultat de pe punea omului meu, Arian, care m-a dus mult mai departe.
Dacă vrea cineva, păi intră fără mișto dacă vrei, gen... Că n-are sens să ne... Am și oră și în seara să-mi iau umbrela. Pe bune? Wow! Da. Ia-l pe era, că te duc și vreme. Da. Gen, măcar să dea netii și eu știu cum e. Tu dai seama că nu o să intru pe joc, nu? Nici nu l-am instalat. De ce ești așa? Aoleo, te ca și pe tine, Arian. Mamă, coaie. Ce coaie? N-au mai venit cosmonauții. Cine-s cosmonauții? Aaa, DSP-ul. Da, pentru că mi-a trecut toată amețeala, toată durerea de mers. Da, cum mai durează până la rezultat? Păi dar nici n-au venit ca să-i facă testul, tu n-auzi? Da. Păi ai zis că au fost. N-au fost. Vreau și o suc. Ba, pula în spui. Ce-ai, bro? Ești rasist, cumva? Arabule? Am vrut doar să îi transmit. Vrei să mă terorizezi? Mi-ai arunci o bombă? Salam aleikum. Dar Slix nici nu-i pe aici, ha? E pe stream? Nu, pe asta e că nici nu e pe aici. Faci night stream, plus minus. Face cam până la 5 dimineața, că văd că sunt ghesuri toată lumea. Plus minus. Și după cred de la 5 slipstream. Bă, nu știu ce se... hai că ce se... Fortnite-ul până la 2 și ceva, după poate ne mutăm iar pe CS, că ieri un pic. Vrei să pornesc un live, să-ți fac live? Ai făcut pe live-ul ăsta CS? Nu, live-ul de ieri, gen, chiar am jucat, fără miște, am stat pe ora. Live-ul, partea de final de ieri. Îl provoc pe Claudiu, da, un 1 pe 1. Dați-mi cere, guys, putem juca un squad la next dacă doriți. Dați-mi cere, o să vă dea bătă numele și ți accept și ție cele de-a, bă. Asta te întreabă dacă faci casa. Bă, uite, ca să ziceți că sunt eu boomer, ca să nu ziceți că sunt eu boomer și negativist, am încercat mai întâi, chiar am încercat pentru mișto, am pomit un custom de solo. Fix acum 2-3 minute l-am oprit, cât a durat să mă bagi în meciul ăsta. Da, dar anonimul este noob. Au intrat maxim 4 persoane, adică eu cu încă 3, după 2 au ieșit și am rămas eu cu încă 1. Asta a fost tot custom. Că ziceți că eu sunt negativist, so... Nu ai niciun haz anonimul. Băi, de bine, uitați-vă, guys, un like și subscribe pentru a 3-a oară în ultima săptămână. Ajungem la 5.8k, dacă mai stați acolo un subscribe pentru a 3-a oară. Și îmi place că de ce am vinerea trecută, adică cu 8 zile și ceva, că gata, weekendul trecut, facem 5.8k, finally, după nu știu cât timp, ajungem, tregem, rupem. Paladino, viață nouă. 5800, nu cred. Nu cred. Stai ca așa, că la final ai 7597. Nu, nu mă miră, cred. Sau mâine, maxim mâine, nu m-ar mira. Iar mi-au săptămână să ajung înapoi când timpul săptămânii e dead. Stai că mă dezamonez. Te cheamă Claudiu cu capa? Da. Mai joacă prietenul tău Claudiu Fortnite? Da. Întreabă-l dacă vrea să fie duo cu mine. Da, nu, să joacă mult, să joacă mult mult CS. Doamne, pula. Toți ăștia Fortnite playerii mai nou short pe Valorant și CSGO. Nu știu, mie Valorant mi se pare o, nu știu, o încercare de Overwatch. Bă, sincer, eu atunci era mai aproape de perioada în care mă lăsasem de CS, gen, mi se părea Valorantul mai interesant decât CSGO, dar nu prea aveam cu cine juca. Gen, eu prinsesem jocul din beta. Nu l-aveau mulți, gen, prieteni and stuff. Am mai eu cu set și cam atâta. Perioada. Dar când a apărut Valorant?
Nu, gen scos din beta, nu știu, în beta, adică cu Twitch stream, bla bla, da, a fost prin aprilie, că știu că, uite, fix în ziua de Paște, gen Paștele ortodox, yes. Adică care a fost pe 19 aprilie anul trecut, l-am luat fix în dimineața, l-am luat, gen după ce am stat, îmi lăsasem PC-ul, gen a stins peste noapte, nu stăteam la farmă, eu am uitat în dimineața 10 minute și l-am luat, simplu așa random. Deci undeva, deci are cam aproape un an, că eu l-am luat la vreo săptămână, o săptămână și ceva după ce s-a dat start. Ce m-am prins dacă l-ai din beta? Primeai un fel de mini battle pass, unde dacă scoteai 5 iteme, alea erau, se vedea că ești OG alea 5. Bine, n-am apucat să le iau pe toate, că nu știu, cred că una sau două din alea 5 le-am luat. N-am apucat să le iau pe toate, că n-am jucat. Vă aștept, boys, dacă mai dorește cineva să-i accept cererea, dacă nu o să deschid party-ul și mă rog. Uite ce scrie la bravă, nu ce ai. Primii... Arian, de ce vorbești așa de urât? Salut, Raulopre, bine ai venit, salut. De ce am spus? Ai zis cuvântul cu P. Salut, Adrian, Gadarge, bine ai venit, ați venit. Pula! Bravo, skin, probabil nu, că nu prea suntem oameni. Bă, acum teoretic ar trebui să dau eu bloc pentru impersonating, adică preluarea numelui și poza de profil a unei persoane. A unui canal deja existent, domnul Kenz aici. Păi cine e Kenz? E YouTuber, nu știu, 30-40 de mii cam a ta abonați. Ah, păi el e, el e. Pazi. Robinet? Am un virus în 2020 și să moară tot Fortnite-ul. Și tot Travis Scott-ul. Ăla cine dracu era? Ăla... Bobiț ăla. A, Bobiț. Băieții, da și voi clip din Team Rumble. Da, clip din Team Rumble. Salut, Vasiro. 1, 2, 3, bine vine, ața. Vedeți că merge Salty Towers. Păi nu, e adevăratul, asta e ideea, nu e adevărat. Oh, și chiar am vrut să fiu prieten cu el. Salut, domnul Denis Ștefan, bine ați venit, găsiți ceva acolo din like și un subscribe, așa pe ce mult, dacă să-i săr. Dar mai bine, că nu poate și dacă se autopromovează cineva și zice, bă, fac giveaway sau dau... Dăm cere dacă vrei, bro, să nu este mai Fortnite și îți dă botul numele și o să accept, hai de schimbăm squad-ul. Bă, felicitări era, bro. Hai, 26 Italia. Salut, domnul Michi, bro, neațeața. Da, Armageddon. Mamă. Arian, dar de ce vorosești limbaj vulgar pe chat? Dorești cumva să fii paralizat 300 de secunde? Te-am baptizat. Auzi anonimul ce vrea băia. Bă, teoretic, moderatorii sunt apărați de bot, aia aș putea face să nu fie, da? S-a rezolvat, bro. Da, chiar e acolo. No, no. Eu știu că te folosești după. Ăsta n-a... Dar știi că nu, știi că acolo tu ai opțiunea să dea bani la un moderator, dar nu merge, gen. Nu funcționează, pentru că el e moderator la rândul lui și nu are acces la mai mult. Mă omoară John Wick, o băgam ieși. Te morți pe ei. Te omoară skin-ul meu de suflet. Am dat bait. Toți morți, mă, din gură. Oh, ce? Sunt 10 John Wick. John Wick.
se voie din sensei Kiger, nu uite aici coaie. Aua, Leo. Coaie, de chiar mi-ai dat timeout? Da. Big Papa. Asta intră la categoria de păcălire a botului. A, uite John Wick-i. Mamă, dar skin-ul meu de suflet spamează rău de tot. Cum îți luăm ție cardul e o altă poveste acum. De fapt era mai mult Benji Fishy când l-am dat, da. De vechi combo ăsta, mai mult de un an. Ești trei harder. Cât mai era popular combo ăsta. Trebuie să mergem să-i luăm cardul, băi, să mergem după cardul ăla. Luați-mi cardul la Carpaci. Bă, dar ăștia stau să ți-l apere, frate, nu glumă. E sus? E sus de lume. Și nu mai ameți, nu mai ameți. Ce pot construi? Un meț, bro, un meț, hai! Asta zic, să se ducă unul să-mi dea ribut, nu veniți tot. Hai că-ți dă ribut, nu mai am meț. Că oamenii spamează ca disperație. Faci 4-0-1 să-mi dea ribut. John Wick și vieții mele. Dați-mi unul ribut cu aer, nu mai stați așa. Îți da aia asta. Nu știu cum să... Nu știu... Nu știu cum să le spun la băieților mei, dar noi nu știu dacă am fi făcut fața acelor tanci de plen. Acelor John Wick. Sără domnul soldatul, by the way, nice name. În primul rând, botul ți-a dat la trecută timeout pentru că ai scris 1v1, poate să dea și acum nu știu sigur, dar nu, nu dau 1v1. Am pus un semn întrebării fără spațiu lângă 1v1. Dai și pe la gloanțe, te rog frumos. Da, îți dau split la cele două gloanțe de shotgun, cele 36 de areș și de... 18 de SMG. Mersi, frate, ești foarte mare. Apreciez. Aruncă și tu miniurile mei, gen, dacă mi-ai cardii de înainte să le ia. Ce miniuri? Copilul ăsta. Să nu mai vin după el. Fortnite. Anonim aici și ok, văd? Da. Dă-mi și mie. Vreau să-mi fac art, dacă pot. Ah, ok, brother. Bă. Yes, sir. Văd la urma numele lumii Igner să-mi bag pe ce urmă-i face. Ce un burger, bro. Să-mi zici dacă mai bine burgerul. Vreau și o urmă. Dă o comandă la... Food Panda. Shawarma. Dar eu sunt singurul care n-are double în București. Sau un burger. Bă, chiar n-aveți să rămiște. Chiar n-avem, efectiv, n-avem double. Asta? Toate orașele din la care am fost eu astă vară, Suturu, aveau double. Da. Am și nu știu dacă ai fost în Timișoara, dar avem și aici. Hai că, tu știi ce distanță de la Arian până la tine? Eu, ce înseamnă tur? Că au zis că a fost cu un tur. Deci turul... Tur gen... Uitor. Deci prin ce oraș mergi, la primul? Degeaba îmi spui numele, că... Mergeam cu concursul dată de... Prin ce oraș ai fost? Clar. Am fost în Alba Iulia și în Sibiu. Oh, eu sau în Alba Iulia. Păi Alba Iulia și Sibiu destul de... Oh, adică... Alba Iulia. Adică-s mai departe de el decât de mine. Hai că da, facem. Păi da. Prin... Alba Iulia, București, păi... după aia Ponte Mișoara. Păi ca și nu ești Timișoara în Alba Iulia, treci doar prin Hunedoara și ești așa în Alba. Ai nimeni, poți să-mi dai și mi-te rog două... Deci Alba Iulia, București, 350 km, iar Timișoara. Hmm? Timișoara, București. Nu Timișoara, București, bro. Timișoara, Alba Iulia. Bă, noi vorbim de București, frate. Păi ai zis că te uiți la București, la Alba Iulia și Timișoara, Alba Iulia. A, nu, azi Timișoara... Azi Timișoara... București și Alba Iulia București. Că tu ai zis că e distanța mai mare față de... Nu mai contează, lasă. Pe Timiș... Cât e Timișoara Alba Iulia? A, nu știu. Vreau să zic că Alba Iulia e mai aproape de noi decât de ei. A, păi da, dar eu cream că zici de București. A, 200 de kilometri. Da, bă. Ce mai puțin? De unde până unde? Dar eu nu, eu am înțeles greșit. Din Timișoara până la Alba Iulia.
Timișoara, Râșnov, ia hai să vedem. Dar domnul Marco, bine, vine, ați zis din Timișoara. Timișoara până în Râșnov sunt 80 de kilometri. Da, da. Ăla e prin Caraș, nu? Cred. Dar nu știu. Da, sunt 414. A, nu-i cetate pe acolo, că am fost. Pe cetate. A, am fost și acolo, Nu în Dino Park, dar în zona Dino Parkului. Sultan Tato. Unde e Dino Parkul ăla? Sultan Tato. La cetate aia, Râșnov. Din Brașov, man. La mine, player. Știu că am fost în afara Dino Parkului, dar nu în Dino Park. Am băguit pe gamea și pula mort. A, e unul care... Recton Fortnite. I-am dat 62 lui ăla, 62 lui ăla. Mamă, ăsta îmi dă prin buși, ești nebun? Omul meu e... Omul meu e zeu. Hai cu wallhack. Cam ești pula, acum e prind orice hit jig-ul. Hai, fă-și un pic, bro. Am 13 HP, bro. Ăștia dau un buș după mine. Dacă vine zăla, posibil să mă și ia. De apropie un player. Ha? Suci. Bă, teoretic da, ar fi interesant, dar ți-am zis, bro. Ar fi interesant. Adică RAM-ul lui mai gen are aceeași număr de RAM, dar mai frecvență mai bună decât RAM-ii mei. Da, frate. Primi și garanția la ei, mă. Toți morții, mă, din gură. Stai cât e pe sigară, cât sunt acum. Da, eu nici mă știu cât am dat pe ei. Și că pe o pereche am dat mai mult decât cea altă. Haide mă Natalia, haide Natalia. Așa pe... Mamă, what? 4.800.000 pe sigaraj. Hai, cam bani. Dar eu am dat 3.500.000 pe ei, frate, îți dai seama că nu-i dau la 4.800.000. Da, bă, se pot face donații pe scrie. A, nu, ne băgăm la o combinație sau sală. Având în vedere că îți dintr-un privir, nu știu dacă aveți chiar așa RAM. Nu cred că ai Corsair Vengeance. Eu ba da. Nu, nu, alu Arian, al doilea stick, ăla nou poate să fie, dar primul sigur nu e. Al doilea se poate, că nu mai știu ce aveai, dacă ai zis ce ai fi avut. A? Uite pe Insta, să-mi dai și mie o părere. Știu că l-am întrebat pe Era ce am să-mi iau și mi-a zis că i-am comandat. Păi da, și ce nu, nu a fost bun. Deci da, al doilea stick da, al doilea stick da. Eu nu știu unde se vede diferența aia. Cum s-ar putea vede. Pe producătorul. Că te uiți la ele, la ambele și vezi o diferență. Anonimu, știi că placa ta video suportă, mi se pare că și frecvență de 4000. Pentru că gen e atât de top și gen pentru vremea ei. Bă, nu zic. Frecvență de 4000 și ceva. Nu zic, nu. Salut Ioana, bine ai pe stream, salut, salut. Bine ai venit. Că zic acum exact. Din păcate, nu am persoane pentru Bravo Skin, am avut persoane pentru un custom de bătaie, mă, înainte. Deci am un upgrade la RAM, frate. Bă, 34 de like-uri tot ai. Bă, niște locații, bă, eu nu mă mai duc acolo, poți să te duci tu singur. Nu că Pleasant ar fi mai bun, dar... Hai de Pleasant, pa. Activează LED-ul de pe placa de bază, man. Hai cam LED-uri. A, uite, deci uite, în placa ta de bază duce până la 3800. Adică, practic, să-i folosești pe ăștia. Interesant. Păi, nu-mi place deloc sezonul ăsta ca mapă și ca are. Bă, dacă duceau mapa veche, zic că era succes. Nu, zic serios. Da, dacă nu a apărut Travis pe hartă. Ți pare cel mai slab. Da. Ați văzut PAM? Ați primit PAM, da? Știi cum e în viață? V-am zis, nu le poți avea pe toate. Da, da. Era prea așa, dacă punea
băgau și pampu și mapa veche. Prea mult. Nu se bate pula. Eu zic că o să bage mapa veche când n-o să se mai joace nimeni. Am la mine Prayer. Prayer? Prayer se roagă la Dumnezeu. Am doi, da, am doi player în casa asta unde e cardul lui Popescu. Ești amuzant, cumva? What the fuck, eu? Aici? Da, tu. Da, sunt foarte amuzant. Nu te-ai prins încă? Dar ce fac ăștia? Okay. Cum iau eu cardul? Da, băgați și voi niște locații, frate, de... Riat, copii. Eu zic că trebuia să mergeți Craigie. Am mai ieșit tu niște damage un pic așa. Dead. Da, probabil, da. Ați pierdut? Anonimul, tu cumva porți ochelari? No. Da. Arian, dacă faci gumă, cum e să... Eu am zis mai știu. Ah, ok. Ai zis la mișto? Îl sugi? Da. Ok. Ok. Aha, ți-am făcut o glumă, ți-ai prins? Gluma aia. Da, nu cred că ți le-ai pus, bă, dar fără mișto, nu fi și tu. Hai, bă, serios, man. For real. Ai intrat pe ăla? Da. Da. Hai, bro, for real. Hai, bă, fără mișto. Mhm. Te interesează rana mea, anonimul? Nu. Da, să-ți trimit banii prin PayPal și să-i păstrezi. Nu. Nu. Dar, bă, avem... 3 locuri dacă vrea cineva, deși merge seara asta iară ca pe roate, am putea spune. Mai bine scrie, ca ursă. Bă, și toți sunt super hype, forță, pro player, bă, dar un win a fost în stare să fac cu cineva. Păi dacă tu îi tragi în jos. Manu, player. Dacă bă, ea nu te mai capitine, că nu pe familia ta, da. Cum ar zice Des... Squad-ul-i de vină. Pe bune, păi face Tony Bomb, da, se dai cu 0 kg și ceilalți cu 10 kg. Be like. What the fuck? Hai băi, jucăm un triviador. Nici triviadorul nu mai aici a fost. Exact. Trebuie doar am murit o dată cu streamurile mele. Ce bă băieți. E prea nașpa, bă, pulă. Ok. Beam un repul lângă aripi. Și să ce chiar. E trist că nu pot să umplu un squad? Nu, fără miștea, nu. Ce de fel, nu. Glumeam. Ok. Și? Ce propui? Mi-am pierdut tot Feng Shui-ul. Niciodată n-ai avut așa ceva.
Șoci pula. Mă leu penisul tău. E glumă de Timișoreană, am puțit. Cum am prins? Singura chestie care îmi place din Timișoara e Timișoreana. Mi-e somn așa de tare și vreau să vă șopă foarte tare. Bă, Sam, vreau să vină șopă să mă mut pe CS. Este... Asta a reușit performanța de a face gol Nova 1. Ți-ai luat Prime. Supărare. Ha? Am rank 20 jumate. Și nu mai ai XP boost-ul, gen? Nu. Oricum, gen... Când ai, bagă-te la compe, doar la compe. Și... Mă rog. Mă, că câștigi când... Dar compele e cel mai bun way, prima chestie. Dacă joci alte nebunii, începe să-ți scadă. Astăzi am câștigat 8 meciuri de compe și... Am reușit să fac jumate. Bine. Salut, domnul Reddit, du-ți-o bine, pe stream neațineața. Bro, ești din critic, pe aici, pe altă regiune, am 200 ping. Bă, dacă ar fi după mine, chiar aș face custom-uri, dar din păcate... Nu prea am cu cine. Sau dă-mi e party leader. Să-și perii meci. Cine e orfanul ăsta? Nu perii meci, are bani, parcă. Dar eu când înjuram perii meci, nu dădeam nimeni bani. Nici că chiar și-a luat perii în bani. Trebuie să văd dacă eu am bani. Vere, de ce te-ai văzut la party leader cu aici, Dobidoc? Nu, eu nu am luat bani și am folosit de atâtea ori N-word-ul. Depinde cine îți dă report, până la urmă, cred că pe Steam. Nu ții neapărat că ai spus cuvântul, ci că ți-a dat cineva report. Da, neapărat că... Voi ați dat tributul, da. Îl chem pe Justin. Pe Costin. Bine, să dau un zon cu Ștefanul tău. Costin e Justin de România. O de oră și 23 de minute în custom, bă. Da, sigur. Sunt la Dani Costi. Bă, din nou, eu aș face, dar n-am cu cine, din păcate. Nu sunt... Mai întâi am putut să umplu un squad, bro. Un squad. N-am mai văzut să intre un player în parte. Domnul... Raul X 2018, care a văzut să ia șepșele, a ieșit repede de pe live. Stați o secundă. Anonimul, you look happy. Bă! Bă!
You look kinda happy, man. Oh, nu-i așa. Mai mult pentru că nu au neveste. Nu-i atât de onodare, bine pe streamlețe, nu-i așa? Bine venit. Bro. Anonimul 20 years no girlfriend. Adevărat. A, deci asta înseamnă că o stai și unui fi. Hai bă, domnul soldat, un pic mai multă creativitate, te rog, e măcar un nume original, bro. Nume original, dacă pe YouTube nu mai veni ceva counter fake boys fără mișto. Puțină originalitate, boys. Poți da aici, poți da aici dacă vrei, bro, why not? Te nu, accept să-mi schimb 100 de puncte pe ceasa dacă jucați ascoare pe ceva. Bă, uite, dăm cere, prea mișto, dăm cere sau zim, de ce zim exact cum îl cheamă, îi dau și dacă primesc acceptul până la ora 2, te cred. Dai cere și accept sau ziceți cum îl cheamă, full name și dacă acceptă, eu vă cred. Până la... Ha? Dai moderator la contul original și mai simplu. Bă, din păcate doar Fortnite, ați putea spune că cam asta doar prinde, dar la mine nu. Sau Black Hero, bine, pe simile înțelepță, bro. Bine. Mamă, iară bug-ul cu level-ul. Joc buguit infect. True. Anonimul. Euro 6 sau Euro 7? Nu știu, bro. Zi. Unul din ele, două, nu contează. Euro 4. Euro 4 are golf top. Ne apare cât ai erou mai mic, cu atât mai bine, gen. Nu poate fi mai rău, aia e norma de poluare. Dacă tu ave, deci tu ai euro 4, da? Tu plătești taxe de poluare la asta, dar dacă aveai euro 5 nu mai plăteai, pentru că gen... Aia se ia în considerare de catalizator de la mașină și depinde anul mașinii asta, știi? De exemplu, euro 6 și euro 7, ele sunt alea care poluează cel mai puțin. Deci atunci 7 presupun că ar fi bine. Acum că ți-am explicat, da. Păi, na, bine. De la Euro 5 în sus, inclusiv Euro 5, nu mai plătești taxe de poluare pentru mașină. E mișto. Nu asta era parcă numele lui, el era parcă cea cu E4 soldată sau așa, 4E sau E4, așa ceva.
Bă, o să-l opiască și ciocanul ăla a banului, ce să facem? Vrei să-i dau? Bă, încă nu. Ai băi, să nici voi cu nume original, că... Nu mă știe de vreo Noapte bună, domnul Cristian, și mersi mult că ai întors așa pe stream, noapte bună. Ce să facem, bro? Îi dau ban, gata, am dat ban. The Banhammer has spoken. Nu știu ce să... Bă, că am trecut de 5.8 ca subs azi. Așa mă pare 6.4 la mie. Cât? 6.4. Oricum nu mi-ai dat schii acum. Ce? Tristule. Poți să fac o combinație sau? Uite, chiar pot. Anonimu. Da, șefane. Când mai câștigi tu? Apare nu sezonul ăsta. Bă, cum mai e viața? Destul de ok, dacă am nasol cu streamurile. Prea la mine, cred. Bă, știu că e nasol, dar... Ne amăgim și noi când putem. Bă, știu să încerc și eu să... Am un vibe mai pozitiv pe live-uri. Pare rău, dar... Kind of boring. Normal is boring. Și tu ești kind of normal, nu știu cum să spun. Prea normal. Ba, adevărat. Anonime, tu ești homofob? No. Ah. Ok.
Acum asta atunci că e ceva rău că nu sunt. FPC sau domnului capăt de kid, bineînțeles, s-a stat la vremea lui aproximativ 6-7000. Dead. Acolo pe munte. Oh, chill. And I'm shielded on. Nu, de legend. Nu e nici chiar atât de scump. Nu știu, ne-au rog, vine 1500 cea de genul. Preț de... Cu preț cu jumătate pe euro de azi. Bine, că euro de azi ar fi foarte mult diferit. Bă, 4B1, umbrela! Nu cred! O? Posibil. Eu cum o văd? Mihai 26 Italia, a făcut tot. Sco! Și am și jucat cu cineva random, gen la fil. Toat fil. Nu contează, tot Mihai 26 Italia, a făcut tot. La sus, pe hai, dați-i jos, dați-i jos dacă puteți, dați-i jos. Nu pot cred că nu știu la full. Nu nu o să pierdeți. Bă, I still believe. Dar ce plan direct de mine, pe simplu, ați ața, nimic. Nu mi-a semnul de mini ride, I guess. Am să mi-a semnul ce nimic. Ride de PC, hai că ride. Bine mi-e pestim Maria la bine ați venit, guys. Bine ați venit, bine ați venit. Mulțumesc mult. Uite ce fie acolo de un like cu subscribe și așa mult dacă ați venit. Să mai cum sub. PC de 600 de lire depinde ce e în PC-ul. La 600 de lire ar veni 3000 și ceva de lei, cam așa, cum depinde. 600 de lire? Nu, cât ai zis? 600 de lire, dar pe lire e 50 și ceva, parcă nu? Cred că da. Păi da, e cam așa, vreo 31, 32 de beți sau... GG, guys, GG. Prima umbrelă din din păcate... Ai luat umbrela? Da, din păcate, ai fără mine, în final epic, da? Să fie merit. Păi atunci tu postezi duminică reală din chestia asta?
Da, mă refer pe gen, faci duminică reală din ăsta, gen, și tu n-ai făcut nimic, măi, ce ăsta. Da. Am făcut 5 kg. Apoi acum vezi de ce nu mă uit la ele. Dacă nu m-aș uita cu mare plăcere dacă aș cap în ele. Bă, arată șmecher în vreo la nouă no-cap. Vă sper că v-a plăcut, băi, să vedeți și pe acolo de... De un like, un subscribe, evident. Anonim direct pe shop. Și apreciam mult. Zici că e Mandalorian în brega nouă. Bă, hai să o punem, hai să o punem, why not? Deci a Vlad PC că cea mai bună e umbrela. O luat-o? Da. O zis că o mai rămas un V1 cu unul de pe PC și l-a bătut. Salutare în gaming, bine venit, salut, bine venit. Mersi mult de raid, bă, mersi mult de raid. Cine te-aș fi din nou acolo de un like și un sub? L-a luat-o de alaltă ieri. Am înțeles. Ce? O luat-o eu și n-a fost eu în stare să o iau. Da, bine mă, el e de pe telefon, frate. Pe aia din spusele tale, da, și, joacă, și joacă din anii în Paști. Adevărat. Dar e de player nabi, bănuiesc. Pe exact asta e unde vreau să bat. Exact aici. De chiar și prost am fost eu când am jucat cu el. De ce nu i-am dat lui party leader-ul? Niciodată. De ce nu i-am dat lui party leader-ul? Am mi-a luat umbrela și-a dezinstalat jocul. Ne vedem sezonul viitor. Ne vedem pe când 9 iunie sau că se termină cât era parcă 9 iunie. În minunata perioada a sesiunii. Oh, logo pe shop. Foarte. Unimu, nu mi-e tot cam pute. Ok, ce am eu pe shop pe Clash? Intel Core i7 2600 backoff bro, backoff. Bă, deci, bă, ai Shaka ID 16 GB RAM, 1 tera plus 256 1650. Bă, faza următoare, PC-ul de bugetul tău e cam ca PC-ul lui Arian. Mă, faza e că din câte știu i7 2600 nu e chiar așa bad ca idee, mai face plus minus, dar e vechi, e un procesor foarte vechi. Asta e problema. Așa ca placa video, mă rog, pentru bugetul ăla e ok, RAM e mai mult decât ok, pentru bugetul ăla storage ai la fel, dar procesorul e foarte vechi. Bugetul tău merge din nou în zona bugetului lui Arian, gen și pe Arian are 5. E 5-ul ăla, 9400. De pe mai imagine, așa, restul de componente în afară de procesor sunt ok. Dar din nou, procesorul e cam vechi. În generația a doua, vorbim de 2010, nu știu, 2010, 2011. Dacă generația 7 a apărut în 2000... Q2 2010, mi se pare. Generația 7 a mea a apărut în 2017. Deci, și cum apare cam o generație pe an, trebuie să fie prin 2011. Deci așa nu e rău, dar din nou, bă, pentru procesoare din câte știu, generația a doua, a patra, am destul de mult folosite, nu sunt rele așa în timpul, chiar au fost făcute ok pe vremea asta, nu ca și acum că procesorul ține o generație, la fel ca și iPhone-ul. Sau mă rog, chiar și orice alt telefon. Dar... Și dacă de fanboy să fii, frate, dar tu crezi că doar la iPhone e așa? Crezi că la Samsung gata unul s-a învechit, da? Bă, momentan nu. Ce puțin... Bă, până aici mi-am mai primit update-urile. Nu știu cât mi le mai primesc, dar până aici le-am primit. Nu mai fi așa fanboy să mor eu. Că așa e și la majoritatea telefonului și companii. Înțeleg că ești frustrat, dar gata. Da, pentru că nu e... Și că generația 4 și a 5 sunt cele mai potente procesoare pentru overclock. Am văzut că o duci cineva un... Generația 4 de 7 sau nu mai știu cât era. A 4 sau 5 era. O duzese peste 5 GHz cu aia. Bă, nu știu ce să zic. Pe nitrogen, îți dai seama. Nu știu ce zic din nou, încep cu niște piese random, nu ca PC întreg. Cum a zis, era i5-9400, aceeași placă video ca a ta. RAM cam aceeași ca... Cum ai acolo, storage-ul la fel, gen tot la fel, dar procesorul schimbat. Asta e că
Nu știu dacă găsești neapărat pre-build-ul ăla, având în vedere că vrei pe Anglia. Nu știu, da, procesorul, doar nu este ok. Este tot ok. În procesorul ăla nu se mai, nu se mai fabrică de ani buni. Cred că de vreo 8 ani nu se mai fabrică procesorul ăla. Dar acum, oricum și la noi găsești procesoare de alea în PC-uri încă. Le găsești CH? Nu, nu, le găsești în PC-uri gata făcute la noi, pe PC Garage și eMag. Ah, pre-build-uri. Păi da, da, pre-build-urile alea sunt gen cu piese SH. Bă, nu. Adică, cum spunem, companiile le vând, sunt niște companii care le vând, da? Companiile le cumpăr la rândul lor componente SH din alte țări sau chiar și din România și ei vând PC-urile, man. Înțelegi? Ai explicat stresul pe live-urile lui. Așa era și cu Dragon PC-ul aia, dacă mai știi. Aia, oricum. Pe asta fac și ei. Și-o fac majoritatea care vând PC-uri de genul. De 2000, toamna. De 3 de beți în România ar fi ceva de mid gaming, să mor eu. Pentru ziua de azi bugetul e bugetul de 3000 e... Nu e pentru nebunii. Pentru că vă spun că acum tu caut pre-build, asta e clar, și mai ales în țara dar din de care... De ce pre-build-ul ăla, nu înțeleg? A? De ce vrea fix pre-build-ul ăla, nu înțeleg? Că vă spun că se încadrează în buget. Bă, dar băieții ceilalți nu mai sunt cu noi? Mihnea, mai ești? Nu, nu. A, ok. Arian? O mai pe mine, să joacă ceva cu ăla. Bă, sincer, dacă chiar joacă, mai bine e pe mute. Anonimum. La tu ce ai overlay-ul pe ecran? Mmm, no, eu pentru mine, da, aparent azi pe live nu se vede, cred. Dar nu se vede, nu, nu se. Nu, el e pe mute, generalul e pe mute. Deși dacă joacă Fortnite cu cineva, mai bine e, că limbajul ăla, nu știu dacă... Toxic, Arian. Nu știu sigur dacă vreau să aud neapărat limbajul ăla când se ceartă. I-am dat 30 de beți numai pe component, în afară de părător și placă video. Salutări. Yeah, PC-ul salut. Era designed to be the greatest. Era, nu mai. Măcar de nu-ți vindeai PS-ul, m-am înțeles. Mă piși pe el. Care vrea să cumpere cu mine oricum la Microsoft ca să nu mă sunt prost? Dar ce doar Microsoft, bro? Chiar ai cumpărat? Dar ce Microsoft? Ce Microsoft? Gen altceva? Dar nu prea știu de ce se mănâncă chestia asta. Informează-te. Bă, așa ca idee, baza m-am prins de ea, dar in depth nu nici eu. Gen baza, ideea după care rulează, cred că m-am prins, da? In depth așa nu. Gen că ai plus minus faza cu ei sau cel puțin short term, gen pentru vânzări și cumpărări short term am prins care e ideea. S-a dus. Își tu rămâi cu plaga de bază? Opa, asta crede așa ceva. Ramim. O, cred. Ce nu poți să crezi, omule? S-a dus totul. Mamă, ce a fost cu reacția asta? Păi atâta speranță să mai jucăm ceva, s-a dus. Nu știu că în triviator. Da, în triviator. Bă, e mai important to get some pussy decât să mă joc cu calator și pentru mine. Bă, if you want to get it with money... Bă... Nu e vorba de money, gen, da. Gen doar cu money. A, nu doar cu money, damn, bro. Așa puteți să mă duc la curve. Foarte bine. Păi cu banii pe care am acum în portofel puteam să mă duc la curve, pentru că trebuia să nu vând astea. Depinde și de calitate. Ți-am zis, bro, în principiu fix aceeași pis. Eu nu știu la 3 milioane jumătate ceva mișto. Eu zic că mai bine cantitate decât calitate. Hai,
că da, ce zicea Nimu? Nu, i-am zis la băiat că fix aceeași PC care l-ai acum, doar că cu Sound i5 pe noua generație, 9400F sau... Merge și Ryzen ăla 2600 în bugetul ăla. Problema nu e neapărat o rachetă. Fix ce ai tu, doar că un alt procesor, atât tot gen. Un pre-build nu pot să-ți dau, mai ales pe Anglia, nu, n-am de unde. Adică n-am knowledge-ul ăsta să-ți dau gen un PC gata făcut, dar gen, nu, atât tot procesorul. Asta e ok. Pentru bugetul ăla e ok. Kame și pula. Kame și mâine în buzunar ambele. Măcar de încercai cumva să iei cardul, gen, că o să avem o mică mare problemă, că ăștia fug. S-a plecat. Peppers, hai că Peppers. Easy. Mai că a plecat ăștia. Era fost vecin cu mine și n-am început să vreau de morți, fără să-mi dau. Ce pula mea vorbește așa, mă, paralizatule? Ce ai, frate, de mai vechi? Te pare normal? Normal. Coai, ce-i okay cu melodia asta? Nici nu știam că ascult melodia asta, n-am realizat. Așa, frate. Șuie paparude? Știu că e anonimul. Da. Ești supărat? No. Morim noi mai atent în zona aici, mosca băieții. De zile mari. Morim de nu poate mai... Supraviețește domnul Mihai, Italia. Unu, 40 e mai bun AMD Gaming PC Package, AMD Ryzen 5, așa. De ce nu se interesează băiatul ăsta pe Google cu AI? Acum nu știu cât de bună e Vega aia 11 integrată, asta e fata. E integrată, frate, cum să fie placă bună. Păi da, e Vega-ul, bro, era Vega-ul nou de la AMD. Pula mea. Bă, borș, copile. Cât era ăla? Greu tare, cred că, nu? Sau Radeon Vega aia versus 1650 GTX. Tare, cred că. Vede că-mi bag pula. Filozofie mare, mă.
O, dar domnul Mihai e stacked aici pe healer, eu n-aveam nimic, eu pula metit-o din față. Vezi, mai bine limbajul ăsta, mai bine nu-l auzeam. Că nu, nu-i jur de mamă, nu-i treabă. Păi își permite un copil de ăsta de 11 ani să nu așa de mine, te popate cu aia și de skate. Da. Hristosul lui. Bă, având în vedere că tu i-ai picat în capcană. Dă-mi și capa că-ți dau copil. El e la capace. Toți copiii, bă, cu Fortnite. Da, da, frate, toți copiii ăștia toxici. Da. Bă, nu știu, sincer, nu știu. Nu știu ce, nu știu cât de bun e Vega aia. Și la doilea PC-a e o integrată. O, bă, nu știu, cum e vopă de pre-builder de buget, sunt paralel, ce fi paralel. Nu știu cât de bun e Vega aia. N-am nici mai fac de. Eu nu aș suge anți pe un PC cu, PC cu integrat, oricât de bun ar fi integrata. Nu știu ce zic. Nu vreau să mă bag eu, că... Cum zicea Wolf, poate cineva... Poate cuiva chiar îi pasă de părerea mea la un moment dat și... Nu știu dacă vreau asta. Ai distrus copilul ăla. Cam plictisit, cred că vă las, bă. Aia? Păi zici ceva, frate, dacă vrei tu rămâi. Salut. În afară de salut. A început ieri primăvara astronomică, host echinocție. În 23 martie. Păi te zici că ieri. Păi zici că în 20. De geografie nu zic în 20. Noi am prieteni de 21. Dar spune în jurul. În jurul datei de 21. Adică azi. Ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe pământ. Azi? Datorită faptului că soarele în mișcarea sa aparentă pe cer se află exact pe ecuatorul ceresc. Punctele de intersecție ale elipticii cu ecuatorul ceresc se numesc puncte echinocțiale. Da, știu. Bă, nu știu ce să zic, bă, între PC-urile alea două chiar nu vreau să-mi dau o părere cu șansa chiar să-l iei unul dintre alea. Nu știu, oricum pentru asta trebuie să mă uit și eu la rândul meu la un benchmark. Chiar nu știu. Gen Vega ăla ar fi top notch-ul de la AMD când vine vorba de integrate. Adică din câte știu ar trebui să bată orice Intel HD graphics, nu știu ce. Dar trebuie să vă gândiți mereu că oricât de bună fi integrată aia, nu o să faceți ce nebunii doar pe ea. Enigmatică.
Săptămâna viitoare, pe 28, da, o să fie cea mai lungă zi. De ce? Ah, nu cea mai scurtă. Cea mai scurtă noapte. Nu. Când se dă ceasul înapoi, o să fie cea mai o zi de 23 de ore. Când vei ceasul înainte, gen. Când doar mai puțin. Ah, da. Doar mai puțin. Când doar mai mult e. Na, doar mai mult. Salut Denis, bine pe stream, neațianța. Bine, bine, bine. Ce să fac, bro? Mă simt în al nouălea cer azi. E echinocțiu de primăvară. Ah, de ce suntem sad boys? Vine primăvara astronomică. Dormim mai puțin. Weekendul viitor. Anonimul, dacă mai folosești limbajul ăsta, te agăți în gard. Mi-e foarte frică, bro, mi-e foarte frică. Așa și ce propui? Da, sunt pe Discord. Mi-e foarte frică. Florin Alexandru, bro. Donez. Mă spui numele tău real anume dacă donez? Da. Da? Da. Bă, PC-ul ăsta e și mai slab decât primul, că înainte măcar aveai unii 7, acum ai unii 5. Nu știu ce să zic, mergi cu, dacă vrei, full, mergi cu primul și gata. Pare mai dai și la gueule, la profesorul ăla și aia e după. După cum se pare, nu vrei să mergi pe varianta de piețe și am văzut că mă uitam rebuild, nu știu, din nou. Mergi pe prima variantă și e bună. Mamă, moșări. Sunt un grup de moșări. Mamă, dar și englezii ăștia ură oamenii, frate, pe față. Hai că pe față. Păi cam da. Îmi pun numele tău în bac piciorul pe YouTube. Poza ta de profil. Sunt impersonating direct. Ce faci anonim? Ești supărat?
Da. Calco, bro, dă-i! Dă-i kick down. Mamă, Ian la mine pe Discord, nu cred. Ian și Asteca? Oare e cel real? Poate îmi dai pe fone, să văd dacă ești tu. Cine-i Ando hashtag 100 hashtag? Nu știu. Ando 100 hashtag hashtag 100. Ah, ok. De ce? Oh my god, Ian, da? Parcă ai abitul mare. Aolea. Shotron. Măcar a murit cine ai dat timp pentru shop. De cine vorbește așa urât? Să înseamnă că l-a bătut. Da. Păi și mai bine din pagina asta, mai bine era pe mute atunci cu când am vorbit acum 20 de minute. Salut, Robert, și am bine pe stream neațeață. Bine. Neața, bro. Mamă, 40 de like-uri, mulțumesc, băi, să apreciez foarte mult. Dar ce e acolo? Din nou, din like și subscribe dacă doriți să-și aprecia mult. Aoleu. Hă, măi, cu metre, că nu-i chiar așa. Dar cine-i pe X-X aici? Denis Crăciunescu. Why Andrei on Discord and Denis on YouTube, you may ask? Don't know either. Penis! Masculin. Doar nu penis feminin. De unde ești? Da, voi. Pe te-am verificat. Ian și Ateca și real la mine pe Discord, nu cred. Da, mă, coaie. Bă, Anță, gombiul are mereu 10 metri, tot poate și noi n-avem nimic, că nu știu cum. Păi chiar poți văd shop-ul din meniu ăsta, că nu mai știu, ha, nu pot. Păi bine, și-l dea peștele la acolo, cum cât o stat să se schimbe. Puteți că e shop-ul într-un minut și 40 de secunde.
eu, dar nu, aș putea da leap, că nu știu dacă mai are rost sincer, da. You never know ce se mai poate întâmpla, poate să-mi dea reboot, chiar în două locuri. Bro, dar eu acum am văzut modul ăsta de la... ăsta. Future Urban Thunder. E 300 de V-Bucks și e epic. Păi modul ar trebuia să fie la început încorporat în skin, ci că după l-au... adică... Anonimul? Mm. Pot să știu de ce a adăugat două coverile la două albume diferite ca emoji-uri pe Discord? Nu știu, bro, că le-ai cropuit tu și mi s-a părut funny. Și pentru că set vei... Pentru că set... Arian. Și pentru că set... Nu poți să le șterg pe astea două și să pun eu altele două mai mișto? No. De ce? Pot să pui celelalte două mișto, că avem sloturi chiar și... Da, și le șterg pe astea. No. Oh my god. Aia atunci nu. Peste de FPS în intro. Oh my god. Caset voia ai motor pentru booster, da, și le-a scos și a anunțat și el, deci tu le-a tic. Hai că dau eu... Big. Mă pun pe defan, dacă nu. Apar toate skin-urile pe care ți le dorești tu la rând, în 3 shop-uri din unul după altul. Nu pot să cred. Da. Fii atent, adaug unul, dar șterg unul. No, 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 no. No. De ce? O, cum îl pun înapoi, Jim? De ce coai? De ce ești așa? Lasă-le serio? Acolo, ce are dacă să conunțe de care-i pun? Dar mă deranjează pe mine. Da. Băi, a apărut Izabela pe shop. Chill count ăsta, Mortuary, Gold Digger. Vezi că nu prea dă nimic ca informații despre PC, bro. Spune că e doar un i7 și că e 16 GB RAM. Mă, să știm ce e i7 și nu știi ce memoria e, nu spune nimic. Părere skin de hot dog. Salut, Vania Ursu, bine, pe simțelor, salut. Din păcate, nu, că nu am cu cine. Pun o poză cu tine. Poza aia de când erai mic, am pus-o pe Discord. Da, ce nu mai avut și-o posibil, un pic fel. Ia uite, de general. Oh my. I-am pus și nume. Te-ai speriat, Anonymous? Da. Zi sincer. Da. Ia uite, da, să verific. Ah. Păi ok. Să-l mora Roman, bineveniți, să-l sărăt, bineveniți. Îl șterg eu repede până faci tu să s-o. Și noul item Chopin în 3, 2, 1, la mulți ani 2022, let's go. Ok. N-ai spus să, nu? Na. Bun. Deci o avem pe Izabel, de asta m-am auzit că o să apară, nu mai știu de la cine, dar știu că am auzit cu 4 style-uri după când desfășa acum pe ecran la 1500. Împreună cu backbling-ul The Book of Spells Volume 3 cu două style-uri și cu extracurricular mor. Asta e ceva film, serial, comic book, nebunie, cred că trebuie să fie ceva. Cu BX-ul Astro Lo Master Stuff 800 pe BX-ul, nu? Cam așa. Continuăm de la avem pe Dogo cu cele 3 style-urile sale la 1500, împreună cu backbling-ul Showdown din sezonul 9 la 1500. Avem backbling-ul Doggy Bag la 200 din Season 2, Chapter 2. Avem PX-ul Chutoy la 500 din Season 9, PX-ul Chutoy, cam așa. Și evident rap-ul Rap, Season 9 la 300. Continuând, îl avem pe EXO din Season 3, Chapter 2 cu cele 3 stare sale, stare pe care puteți să-l acum pe ecran. Îmi dai gift, please, că să nu prea auzi. La 1200, împreună cu backbling-ul Neon Backboard, să cumpăr de stare pe un gift nu te va face mai bun la joc. Adică dacă ești noob, teoretic trebuie să te antrenezi să faci practice, gen. Bine, pe simptom, nu, Alin Crăciun.
țări pe care ați putut observa cum pe ecran la 1200 din nou. O avem pe Brian din 1200 din semnul receptorului la 1200 pentru că pe unicul Coral Cole. Avem PX-ul Exolotl din semnul receptorului la 200 la 500, PX care sună cam așa. Noaptea bună, domnul Mihai, noaptea bună, bro. Da, bă, anonime, te las și eu, rămân pe... Evident, avem PX-ul Lapis Trident la 500, semnul receptorului, noapte bună. Noapte bună. X-ul sună cam așa. Evident, îl avem și pe Oppressor din Season X cu două styluri, împreună cu Backbring-ul Exospine cu două styluri la 2000. Evident, cu PX-ul Plasmatic Edge, semnul X 800, două styluri, PX-ul, PX care sună cam așa. Anonimul. Noapte bună. Noapte bună, atunci hai cash-o. Noapte bună, bro, hai că da. Da, domnul Engelt. Hai că Engelt. Avem rap-ul Engelt Fire. Domnul X la 500, mamă, s-a furișat era. Și vine de shop-ul de asta. Avem The Breath, Season 1 2 cu două styluri la 1200, până cu contrilul Loose Links. Avem skin-ul Chill Count la 800 din Season 1 Chapter 2. Avem PX-ul Gold Digger la 800 din Season 8, PX-ul sunt cam așa. Da, să se schimbă nou. Avem emote-ul Krabby, Season 9 la 500. Avem Chicken Wing It, din păcate cu copyright, apărut ieri, la 500. Avem Facepalm, Season 3 la 200. Și cam atâta cu shop-ul de azi. Evident, pe shop-a mai rămas John Wick-ul, cum trec set-ul și Feature World Bundle-ul împreună cu Snake Eyes. Ce stai gen skin nou dacă mă n-ai fost gen 4 style-ul gen. Păi știu că ți-a anunțase gen de când a fost zonul nou aproape prin leak-uri, prin poster, prin... Aș vorbi despre el gen persoana care l-a conceput, cum aș fi m-a făcut. Vedeți dacă doriți să mă susțineți pe fără pe item shop, puteți folosi codul meu și al meu anonimul YT, după cum puteți observa aici pe ecran. Stai și îndreapta pe și fac să mătrușa chestii de sine cu codul sau chiar dacă doriți să cumpărați micro puteți ieși acolo cu codul de pe shop și scrie de pe nimeni și aprecia mult anonim direct pe shop sau chiar dacă cumpărați micro puteți ieși acolo cu codul de apărăși pe shop scrie de aranjează pe nimeni. Dacă doriți să-ți la 200 plune fi privit bine și aș mulțumi și aprecia mult dacă puteți folosiți anonim direct pe shop. O secundă. E cred că se vede. Scuze, vă dau la gift-uri, bine, pe stream de un Pablo Net, scuze, dar nu dau gift-uri cum, gen, nu contează dacă ai să nu skin-uri, gen, contează cum joci și să joci. Bă, full black, nici știu dacă... Există un rap full black? Nu cred. Dar bine, mă uit la ce am eu, gen, deci, da. Da, John Wick este full black. Nu, e cu gri, bro, e cu gri. Asta căuta și el, gen. Bine, e ăsta care duce ca idee, gen, dar... Asta știu ce e. Shadow Seal Season 2 Chapter 2. Asta duce oarecum un vibe-ul ăla. Nu trebuie la oameni, că nu trebuie la oameni. Vreau să cam închidem și noi aici live-ul chat, că a fost din nou un live pe 500, ca oricare altul. Bineînțeles, stau domnul și pe Y, binevenit, să-l salut, binevenit. Vreau să vă mulțumesc mult pentru activitatea susținută de pe acest stream. Vreau să vă mulțumesc pentru cele 43 de like-uri și pentru abonările noi. Bineînțeles, dacă sunteți noi prea și pe canal, dați voi de un like, un subscribe, un share să aveți și prieteni, suntem drumul spre 6000 de abonați. Dacă doriți, puteți să dați un like la pagina de Facebook, un follow pe Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok, ați pe jos de link-urile în descriere. Iar dacă doriți să fiți acolo în comentariile în care fac un live sau postez un episod, puteți intra pe serverul Discord și pe grupul de stima al canalului. Am atât anonimul lui, cât și al clanului, fără de către mine și mi-e Vendetta Ro. Dar evident să activați clopoțelul, vă abonați pentru a fi la curent cu comentariile în care fac un live sau postez un episod. Evident, un like e de apreciat. Bineînțeles, ne închide un like, un subscribe, bineînțeles. Avem și un mic cuvânt la partenerul nostru, eva.com.
Deci dacă, dacă doriți, puteți folosi cu anonimul la cehtipia.com pe beneficia de reducere de un bonus de 3%, evident la CPOS de pe site. Primul link în descriere, vă duce pe secțiunea de Fortnite, unde puteți găsi atât V-Bucks gift cards, cât și pack, multe multeștere pe shop să ai măuturare, pentru care bani la bughiul. Cel doilea link în descriere, vă duce pe secțiunea de gift card-uri pentru PC și console, aka PS4, Nintendo Switch, Xbox One. Acest pe colecția de jocuri, pe site puteți găsi peste 10.000 de titluri, la prețuri foarte, foarte bune. Iar dacă faceți acolo un cont de pe cel treilea link în descriere, veți putea beneficia de un bonus de 1 euro, la prima achiziție 10 euro bonusul, rămânând pe contul vostru timp de 14 zile. Așa face foarte rămân, guys. Dacă atunci faceți acolo un cont de pe cel treilea link în descriere, sau cel puțin să atunci check out site-ul de pe primele două, din nou, m-a ajutat foarte, foarte mult și aș fi o sinere, foarte, foarte mult. Bun, până încă o dată, cu asta noi mulți pe care am făcut live stream, mulți pe care am făcut meciurile. Noi ne vom revedea următor la live stream sau episod. În primul rând avem Duminica Royală de la ora 14, astăzi am programat-o fix acum, vă aștept, adică 19 ore și ceva. La 2 la prânz, la 14, vă aștept dacă doriți. Și posibil un stream cu masă, prea vă 4-4 ceva, cred. Dacă doriți, vă aștept și acolo. Dar am plictisit-o, bine vin să-l sărăt un Discord ceva sau toată. Deci da, mâine e Duminica Royală de la 2 și posibil un stream de masă. Până atunci eu v-am lăsat, noapte bună tuturor. Pa, pa. Nu e ban, a fost doar un timeout, nu e ban. Alone, do you say my name? Or you say her name?